înșela pe altul, pentru că se va putea să te înșeli singur pe sine. Corect. Deci copii, cred că ați înțeles această morală. Și sper să învățați și din această morală și din această poveste. Nu-i așa, Martinica? Oh, sigur că da, o poveste foarte, nu numai interesantă, dar și de învățătură pentru copii și pentru, și chiar pentru cei maturi. Da, și sper că și ție ți-a plăcut această poveste, Martinica. Și ca și tu să vezi de ea. Mi-a plăcut foarte mult, da, dar ce, Elizabeth, crezi că eu sunt cam răutăcios? Nu, ești prietenos, dar să nu te gândești vreodată să înșeli, bine? Sigur că da, nici prin cap să-mi treacă așa ceva. Acum cred că e timpul să privim ilmulețul în desen animat. Thank you.